În dimineața aceasta vom continua să privim la Evanghelia după Luca. Lucru pe care am început să-l facem data trecută, atunci când am privit la primele patru versete din această Evanghelie. Ne-am uitat împreună la acel prolog sau la acea prefață, la acel cuvânt de început pe care Luca îl adresează lui Teofil. Am învățat împreună că întreaga această carte este dedicată, este scrisă cu scopul ca să-l convingă pe Teofil, să-l întărească în temenicia învățăturilor pe care acesta le-a primit dinainte. Și înainte ca să privim la următoarea porțiune din acest capitol, din capitolul 1, dați-mi voie să vă aduc aminte că atunci când privim la cuvintele scrise în această Evanghelie, avem în fața noastră cuvântul lui Dumnezeu, care ne vorbește prin Luca, doctorul, însă care ne vorbește cu autoritate apostolică. Deși Luca însuși nu a fost un apostol și nici măcar nu a călătorit în timpul vieții Domnului Iisus împreună cu ucenicii ca să fie martor ocular el însuși la minunile, la lucrurile care s-au întâmplat, totuși, intervievarea aceasta a martorilor oculari, despre care am citit în primele patru versete, printre care erau și apostolii și cel mai probabil și Maria, mama Domnului Iisus, face ca această carte să poarte totuși autoritate apostolică. Acesta este motivul pentru care Evanghelia după Luca a fost în unanimitate acceptată de biserica primară ca făcând parte din canonul Sfintelor Scripturi. Chiar dacă nu a fost scrisă direct de către un apostol, este scrisă de Luca, un doctor, un ucenic al apostolului Pavel, totuși poartă autoritatea apostolică, inclusiv datorită faptului că acesta a stat de vorbă, a intervievat martorii oculari ai evenimentelor descrise aici. De asemenea, această metodă pentru compunerea acestei evanghelii, ea face posibilă relatarea evenimentelor care s-au petrecut cu mult înaintea nașterii Domnului Iisus Hristos. Inclusiv textul la care vom privi astăzi din Evanghelia după Luca, capitolul 1, de la versetul 5 până la versetul 25 și vom privi și la o porțiune ulterioară, de mai departe din acest capitol, acestea se întâmplă până la nașterea Domnului Iisus și înțelegem că cel mai probabil Luca a primit cunoștința despre acestea, stând de vorbă cu Maria, mama Domnului Iisus. Astăzi aș vrea să privim în continuare de la versetul 5 până la versetul 25 și apoi încă o porțiune. Și ceea despre ce aș vrea să vă vorbesc în dimineața aceasta este subiectul necredinței. Necredința este un păcat de care nimeni dintre noi, față de care nimeni dintre noi nu este imun. Când vorbesc despre necredință, nu mă refer specific la necredința în felul în care dau dovadă cei care resping mesajul Evangheliei, deși și aceasta este o necredință, ci mă refer la necredința în viața copiilor lui Dumnezeu. Această necredință este ceea ce vom vedea în viața preotului Zaharia. Urmărim în acest text un eveniment major din viața acestui preot, acestui om al lui Dumnezeu, eveniment care totuși este întâmpinat cu necredință. Și cred că cu ajutorul lui Dumnezeu, citind cu atenție și urmărind cu atenție cadrul în care această necredință a fost manifestată, ne vom regăsi foarte mult și noi în viața și în starea, poate chiar, a acestui preot. Așadar, aș vrea în primul rând, în dimineața aceasta, să adresez o întrebare. Când noi, copiii lui Dumnezeu, suntem tentați să punem la îndoială promisiunile lui Dumnezeu? Cred că în textul din dimineața aceasta avem o serie întreagă de motive sau de cadre, de circumstanțe în care suntem tentați, dacă suntem sinceri cu noi înșine, suntem, am fost și poate chiar încă vom mai fi ispitiți ca să punem la îndoială promisiunile lui Dumnezeu. Haideți să luăm câteva din aceste motive mai întâi pe rând și să vedem contextul în care această necredință a fost exprimată. În primul rând, cred că suntem tentați să punem la îndoială promisiunile lui Dumnezeu atunci când aceste promisiuni sunt vechi și când nu le mai vezi împlinirea. Textul din dimineața aceasta din Evanghelia după Luca începe cu versetul 5 zicând: în zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia, nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elizaveta. Când se petrec aceste evenimente?
în zilele lui Irod, împăratul Iudeii. De ce este important lucrul acesta? Nu doar pentru că Luca, din nou, îl vedem ancorând evenimente supranaturale în cursul istoriei obișnuite a umanității, ci este important acest lucru pentru că ne ajută să înțelegem mai bine contextul și cadrul în care Zaharia a pus la îndoială promisiunile lui Dumnezeu. Înțelegem cu toții că Dumnezeu a făcut anumite promisiuni poporului său în Vechiul Testament. Și ne punem uneori întrebarea, cât timp oare a trecut de la momentul în care acele promisiuni au fost făcute până în timpul vieții, până în zilele noastre sau până în timpul vieții lui Zaharia? Aceste promisiuni, unele dintre ele au fost făcute cu mai multe mii de ani în urmă, altele cu sute de ani în urmă. Și iată-l pe Zaharia, vom vedea exprimând necredința sa în acest text, într-un context în care acele promisiuni fusese făcute de mult timp în urmă, dar împlinirea lor parcă întârzia să vină. De multe ori și noi, ca și credincioși astăzi, atunci când ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu și găsim pe paginile Noului Testament promisiuni care urmează să se întâmple la cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos, regăsim evenimente precum învierea noastră, a trupurilor noastre, a tuturor celor care au murit în această lume, când vedem evenimente de genul acesta, când vedem promisiuni de felul acesta, poate avem și noi tendința să punem la îndoială. Se vor întâmpla lucrurile într-adevăr așa cum ele sunt descrise aici sau vor fi totuși doar cuvinte goale din partea lui Dumnezeu. Vă amintesc că în momentul vieții lui Zaharia, în timpul vieții lui Zaharia, a trecut deja mult timp de când Dumnezeu a făcut promisiunea unui mare împărat, unui urmaș al lui David, care va salva și va conduce poporul lui Dumnezeu. Însă atunci când Zaharia privea în jur, Ce urma să vadă? Ce vedea el în schimb, în jurul său? Ce fel de împărat vedea el pe tronul poporului, conducând poporul? Pe un Irod. Și cine era acest om? Textul ne spune în versetul 5 că era împăratul Iudeii, însă istoria ne dă de înțeles foarte clar că în perioada aceea, și vedem asta chiar de pe paginile Evangheliei după Luca, în perioada aceea, poporul lui Dumnezeu nu era cârmuit de către cineva care este din poporul lor. Nu aveau ei autoritatea sau suveranitatea de a se guverna pe ei înșiși. Erau mai degrabă sub stăpânirea Imperiului Roman. Acest împărat, acest Irod care cârmuia Iudeea, a fost acolo desemnat de către romani ca să stăpânească peste teritorii care au fost cucerite anterior de către ei. Privind la acest om, putem observa un om obsedat nu doar de construcții colosale, omul care de altfel a ridicat templul din Ierusalim, în care Zaharia slujește în descrierea acestui text, ci om care a ridicat chiar mai multe construcții grandioase, colosale pentru acea vreme. Nu doar în Ierusalim, nu doar palatul său, nu doar templul, ci și o grămadă de alte construcții. Era un om însă care nu era obsedat doar de asemenea construcții, ci era un tiran obsedat de puterea sa și de a o păstra cu orice preț. Era gata să omoare pe oricine prezenta un potențial pericol la tronul său. Istoricii ne spun că acest împărat care stăpânea peste poporul lui Dumnezeu omoară pe propria sa soție și pe doi dintre fiii săi, pentru că aceștia amenințau sau considera el că amenința puterea sa. Iar Scriptura ne-l arată pe acest om, pe acest împărat, ca un om gata să omoare zeci sau chiar sute de bebeluși sub vârsta de 2 ani, ca să se asigure că nu cedează tronul său în fața unui nou împărat, un împărat nou născut al iudeilor, născut la Betleem. Iată, într-o vreme ca aceasta, Dumnezeu vine și prin mesagerul său anunță că este pe cale să împlinească promisiunea venirii lui Mesia, care va fi precedată însă de venirea unui premergător care să-i pregătească calea. Și cum este întâmpinată această veste? Cu necredință. Când suntem noi tentați să punem la îndoială promisiunile lui Dumnezeu? Într-al doilea rând, cred că suntem deosebit de tentat să facem lucrul acesta atunci când nu primim revelații noi de la Dumnezeu. Atunci când privesc la datarea istorică a cărților din Noul Testament și din Vechiul Testament, istoricii și teologii ne spun că după ultima carte din Vechiul Testament, după cartea Maleahi, până în timpul vieții lui Zaharia,
A urmat o perioadă de aproximativ 400 de ani de tăcere. 400 de ani în care Dumnezeu nu s-a mai adresat, nu a mai vorbit poporului său în același fel în care a vorbit prin proroci vizibil în vremurile dinainte. Și totuși, deși nu aveau prorocii noi, deși nu aveau revelații noi, poporul lui Dumnezeu nu a fost niciodată lipsit cu privire la cunoașterea voii lui Dumnezeu. Voia sa revelată până în acel moment le era suficientă pentru a putea trăi în ascultare, a ști ce cere Dumnezeu de la ei. Au fost 400 de ani în care nu s-a mai petrecut minuni, la fel cum s-a petrecut în vremurile dinainte. Și au fost 400 de ani în care, în schimb, s-au petrecut o mulțime de evenimente. Și ne dăm seama de lucrul acesta atunci când ne uităm la contextul din ultimile cărți în Vechiul Testament și primele cărți din Noul Testament. Înțelegem de acolo că din momentul în care poporul lui Dumnezeu era sub stăpânirea persană, până în momentul în care poporul lui Dumnezeu, prin anumite circunstanțe, ajunge să fie sub stăpânire romană, în acești 400 de ani s-au întâmplat o mulțime de evenimente. Și în mijlocul acestor evenimente, poporul lui Dumnezeu a trebuit să trăiască cu revelația care a fost dată până atunci. Chiar dacă trecuseră deja 400 de ani de când Domnul a vorbit ultima dată poporului său prin proroci, iată că în această perioadă de tăcere, vreau să observăm în acest text, încă se găsesc oameni care slujesc Domnului și care trăiesc în ascultare de El. Printre acești oameni îi vom vedea pe Simeon și pe Ana în capitolul 2 din această Evanghelie. O vedem pe Maria chiar în capitolul 1 împreună cu Iosif și vom vedea în textul de astăzi. Îi vedem chiar în acest pasaj pe Zaharia și Elisaveta. Versetul 6 ne spune: amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Cu siguranță că această descriere nu înseamnă că acești doi oameni erau fără de păcat. Nu există nimeni care să fie ascultat în întregime de toată legea lui Dumnezeu și să fie împlinit în totalitate toate poruncile lui Dumnezeu decât unul. A fost unul și pe acela l-au răstignit. Este vorba despre Domnul Iisus Hristos. Totuși, la nivel omenesc vorbind, în relațiile lor cu oamenii, în felul în care erau percepuți de ceilalți oameni, cu siguranță ei erau în ascultare de Dumnezeu, trăiau în ascultare de El, depuneau tot efortul necesar pentru a trăi după poruncile și rânduirile Domnului. Iată că și în această perioadă de tăcere, adevărații copii al lui Dumnezeu trăiesc încredințându-se în revelația care le-a fost oferită până acum. Iar tocmai faptul că ei, acești doi oameni, Zaharia și Elisaveta, sunt menționați ca oameni neprihăniți, iar Zaharia îl vedem mai târziu ca în versetul 8 că slujește ca și preot în slujba Domnului. Aceste detalii ne vorbesc despre încă un moment sau încă un cadru, încă o serie de circumstanțe când putem să fim și noi tentați să punem la îndoială promisiunile lui Dumnezeu. Când apare această ispită încă? Priviți la versetul 7. Atunci când slujești Domnului și trăiești în ascultare de El și totuși alții sunt mai binecuvântați decât tine. Versetul 7 spune: n-aveau copii, pentru că Elisaveta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Această realitate a faptului că nu aveau copii în vremea aceea era considerată a fi nu doar o pată pe reputația cuiva, era considerat la propriu un blestem sau chiar o pedeapsă din partea Domnului. Și adevărul este însă că nu doar oamenii de atunci gândeau așa. Inclusiv și astăzi, de multe ori chiar credincioși sunt, care în momentul în care se confruntă cu problema aceasta, incapacității de a concepe un copil, de multe ori sunt chinuiți ei înșiși de asemenea gânduri. Oare mă pedepsește Dumnezeu? Oare ce am făcut? Oare ce s-a întâmplat? Este acesta un blestem din partea lui Dumnezeu? Până la urmă, nu spune Psalmul 127:3, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecilor este o răsplată dată de El. Doamne, eu Te slujesc, eu caut să fiu ascultător de Tine. Unde este această răsplată? Unde este această? De ce alții sunt răsplătiți și eu nu sunt? Pentru cei dintre noi care suntem în această stare, sau dacă Dumnezeu poate va îngădui vreuna dintre tinerii din biserică să treacă prin această stare, vreau să vă spun, nu disperăm.
Continuă să rămâi credincios Domnului. Continuă să crești în neprihănire, în ascultarea ta față de Dumnezeu și Dumnezeu te poate binecuvânta. S-ar putea să te binecuvânteze cu un copil, așa cum a făcut în cazul acesta. Faptul că Zaharia și cu Elizabeta au căpătat un copil, însă nu este o promisiune absolută sau un lucru care să ne dea de înțeles că orice cuplu care, creștin care se confruntă cu problema aceasta a incapacității de a concepe un copil, vor primi neapărat un răspuns. S-ar putea Dumnezeu să-ți dea un copil după mai multă vreme de rugăciune? S-ar putea ca Dumnezeu însă să te binecuvânteze cu un copil adoptat? Sau s-ar putea să te binecuvânteze cu o viață de slujire, o viață dedicată lui, așa cum nicio familie cu copii nu poate avea? Când încă mai suntem tentați să punem la îndoială promisiunile lui Dumnezeu, vreau să priviți la versetul 9. Atunci când providența lui Dumnezeu, chiar și atunci când providența lui Dumnezeu este arătată în viața ta. Versetul 8 și 9 spun astfel. Dar când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetelui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. Înțelegem foarte clar că ceea ce s-a derulat mai departe, ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea, acolo, în templu, în timp ce Zaharia slujea Domnului, nu a fost un eveniment la întâmplare. Nu a fost un accident. Nu a fost o coincidență. Ci Dumnezeu, într-un mod providențial, a aranjat o întâlnire supranaturală între un înger al său și un slujitor al său. Istoricii ne spun că probabilitatea ca un om, un preot, să ajungă să slujească în slujba aceasta a tămâierii, era foarte joasă. De ce? Pentru că în vremea aceea, istoricii ne spun că estimează numărul total al preoților care erau apți să facă slujba Domnului și ne spun că numărul acestor preoți era între 18.000 și 20.000. Între 18 și 20.000, unul. Și totuși Dumnezeu ghidează, conduce, inclusiv și cu lucruri care țin de șansă sau care implică o probabilitate deosebit de mică. Și face așa, în așa fel, încât să iasă la sorți, ca anume Zaharie, să meargă să aducă, să tămâieze în templul Domnului, să facă această slujbă. Și totuși, chiar dacă Dumnezeu aranjează aceste evenimente într-un mod providențial, în momentul în care această întâlnire are loc, în momentul în care Zaharia primește mesajul din partea îngerului, acest mesaj totuși este întâmpinat cum? Cu necredință. Deci putem să ajungem să ne îndoim de promisiunile lui Dumnezeu, nu doar când circumstanțele sunt nefavorabile, ci inclusiv și în momentele în care Dumnezeu este clar la lucru în viața noastră. Aș spune chiar mai mult decât atât. Putem să ajungem să ne frământe îndoiala cu privire la promisiunile lui Dumnezeu, chiar și atunci când ești înconjurat de alți oameni care și ei se roagă. Priviți la versetul 10. În ceasul tămâierii, în momentul în care Zaharia era acolo, toată mulțimea norodului se ruga afară. Vedem din acest verset că acest ceas al tămâierii, acest moment special de închinare înaintea lui Dumnezeu, era însoțit în același timp de o rugăciune publică în curtea templului. Poporul lui Dumnezeu, o parte cel puțin din poporul lui Dumnezeu, erau adunați acolo cu scopul de a se închina lui Dumnezeu, cu scopul de a se ruga lui Dumnezeu. Existau totuși în popor, chiar dacă erau o minoritate, existau totuși în popor oameni care să vină și să respecte rânduielile Domnului, să respecte cuvântul său și să vină să caute fața lui. Și deși Zaharia era parte din acest număr, din acest popor, din acest număr restrâns de oameni care mai rămâneau credincioși lui Dumnezeu, deși nu era singur, ci avea frați și surori care erau și ei în rugăciune în momentul acela, erau în închinare în momentul același. Totuși, chiar și în aceste circumstanțe, răspunsul său la mesajul lui Dumnezeu, la promisiunea lui Dumnezeu, este necredință. Asta ne învață că poți fi parte dintr-o comunitate religioasă sau chiar să fii înconjurat de credincioși adevărați. Și totuși, lucrul acesta, nici măcar lucrul acesta, nu te face absolut imun la momente de necredință în viața ta. Când ne confruntăm cu lipsa de încredere în promisiunile lui Dumnezeu, ne putem confrunta cu aceasta chiar și atunci când lucruri supranaturale se întâmplă în viața noastră. Uitați-vă la versetul 11. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Și gândiți-vă pentru o clipă ce s-a întâmplat în momentul acela acolo.
Ceea ce s-a întâmplat acolo nu era un eveniment ordinar, nu era un lucru de așteptat, un lucru natural, ci în momentul acela, în încăperea aceea templului, s-a întâmplat un eveniment de-a dreptul supranatural. Era un lucru cu care nu te confruntai în fiecare zi. Nu vedeai în fiecare zi pe stradă îngeri. Nu vedeai îngeri în fiecare zi în casă, în templu sau în alte locuri. Era un lucru care se întâmpla foarte, foarte, foarte rar. Iar acest lucru, faptul că supranaturalul intră în lumea noastră obișnuită, semnalează faptul că Dumnezeu însuși este la lucru și face un lucru deosebit. Este pe cale să facă un lucru deosebit. Singurul lucru natural însă, în contextul acela, în locul acela, era reacția lui Zahare. Spaimă. Frică. Nici de cum nu pace, nu fericire, nu vreo altă stare. De aici vedem și strigătul acesta, sau salutul acesta al îngerilor, care adesea îl vedem exact același salut, exact aceleași prime cuvinte din gura îngerilor în momentul interacțiunii lor cu oamenii. În versetul 13 spune, dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia. Și tot în acest, al 13-lea verset, acesta, avem acolo încă un detaliu, încă un indiciu care ne ajută să identificăm încă un factor care poate duce adesea la o criză de credință. Când mai suntem tentați ca să ne punem la îndoială promisiunile lui Dumnezeu, atunci când te-ai rugat de mult timp, dar n-ai primit niciun răspuns în toți acești ani. Observați ce zice îngerul lui Zaharia în versetul 13. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, de ce? Pentru că rugăciunea ta a fost ascultată. Teologii și-au pus întrebarea cu privire la această rugăciune. Okay, despre ce s-a rugat sau ce a cerut Zaharia? În mod normal te-ai aștepta ca în clipa tămâierii, în momentul tămâierii, în timpul slujbei acestea a tămâierii, preotul să facă o anumită rugăciune pentru popor, o anumită rugăciune pentru națiune. Să facă o rugăciune care implică sau care din nou invocă și cheamă prezența lui Dumnezeu, cheamă împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu făcute nu lui personal, pentru că nu avea promisiunea unui fiu, ci rugăciuni adresate lui Dumnezeu cu scopul de a împlini promisiunile făcute întregului popor. Și totuși, există șanse foarte bune că dacă nu atunci în clipa tămâierii, cel puțin, cu siguranță, Zaharia să se fi rugat pentru un copil mulți ani și nu neapărat atunci. Atunci când îngerul îi spune rugăciunea ta a fost ascultată, s-ar putea să se refere la rugăciunea lui Zaharia pentru împlinirea marilor promisiuni a lui Dumnezeu adresate poporului său. Promisiunea inclusiv a venirii Mântuitorului. Însă în același timp există suficiente motive să considerăm că în clipa aceea îngerul se adresează personal lui Zaharia ca să-l încurajeze cu privire la răspunsul pe care l-a căpătat, la nenumărate rugăciuni adresate lui Dumnezeu pentru a căpăta un copil. Cu siguranță, Zaharia s-a rugat pentru un copil mulți ani. Același motiv, exprimat cu aceleași cuvinte, de atâtea ori s-a rugat și nu i-a răspuns Dumnezeu cu un da în tot acest timp. Și oare noi nu suntem înghițiți de necredință când nu primim un răspuns la rugăciunile noastre? Poate chiar până într-acolo și inclusiv în momentul, până într-acolo, până într-atât încât chiar și atunci când primim un răspuns la rugăciunile noastre, prima noastră reacție să fie necredință. Nu cred. Zaharia s-a rugat foarte mult, iar când vine acest anunț al unui răspuns, Zaharia, rugăciunea ta a fost ascultată. Iată că nevasta ta va rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia vei pune numele Ioan. În momentul în care primești această veste, acest anunț minunat, răspunsul său este versetul 20. El nu crede. Priviți la versetul 20. 19 și 20. Drept răspuns, îngerul i-a zis, eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu, am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Cum înțelegem noi că cu adevărat Zaharia nu a crezut? În primul rând, îngerul ne spune clar și explicit lucrul acesta, însă dacă nu ne-ar fi spus lucrul acesta, tendința noastră ar fi fost să zice, poate, dar cum totuși, de unde știe îngerul că nu a crezut?
Răspunsul este în versetul 18. Atunci când Zaharia primește anunțul acesta din partea îngerului că urmează să nască un fiu și nu are care fiu, vom vedea imediat, Zaharia a zis îngerului: din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă. Atunci când Zaharia spune: din ce voi cunoaște lucrul acesta? El nu doar că invocă două motive, cel puțin două motive pentru care acest lucru este imposibil, ci el face de fapt un lucru pe care îl vor face mai târziu și farisei în interacțiunile lor cu Domnul Iisus. El cere ca atare un semn de la înger. Asta face în momentul acela. Iar exprimarea aceasta, dorința aceasta lui de a căpăta un semn care să confirme cuvintele îngerului, este calificată de către acesta ca fiind un semn al necredinței. De aici înțelegem cu adevărat că problema aceasta a necredinței era prezentă și în viața lui Zaharia. Întrebarea pe care ne-o punem însă este: ce fel de anunț sau ce fel de veste bună trebuia să creadă Zaharia? Ce anunț i-a făcut acest înger? Și aici trebuie să ne oprim pentru o clipă ca să privim cu atenție la înțelesul acestui text, la anunțul îngerului. Pentru că acest text nu ne vorbește doar despre Zaharia. Și nu este doar cumva despre necredința, despre un moment de necredință, o criză de încredere în Dumnezeu, în viața unui copil al lui Dumnezeu. Acest text, ca atare, ne desfășoară în fața ochilor noștri un lucru mult mai mare, mult mai măreț. Este adevărat, evenimentele care se petrec aici se petrec cu Zaharia, se petrec în viața lui Zaharia. Răspunsul pe care îl vedem aici este răspunsul lui Zaharia, însă acest text prezintă ceva mult mai mare decât o simplă criză de încredere în viața unui copil al lui Dumnezeu. Iată ce îi spune îngerul lui Zaharia: nevasta ta Elisaveta îți va naște un fiu, care vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va avea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. El va întoarce pe mulți fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Elie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea înțelepciunea celor neprihăniți. De ce? Ca să gătească Domnului un popor bine pregătit pentru el. Anunțul acesta pe care îngerul îl face în aceste clipe ne vorbește mai presus de orice, nu despre Zaharia, ci ne vorbește despre Dumnezeu, despre credincioșia lui Dumnezeu de a-și împlini promisiunile făcute de el. Acest anunț, acest mesaj din partea îngerului despachetează în viața în fața lui Zaharia faptul că Dumnezeu este pe cale să împlinească o mare promisiune pe care a făcut-o pe paginile Vechiului Testament. Care este această promisiune? Sunt promisiunile făcute în ultima carte din Vechiul Testament. Deschideți împreună cu mine la cartea Maleahie, ultima carte din Vechiul Testament, înainte de Evanghelia după Matei. În capitolul 3 și capitolul 4 sunt două texte care arată clar, care vorbesc foarte clar despre faptul că înainte ca însuși Domnul să vină, însăși Iahve să vină în mijlocul poporului său, Dumnezeu va trimite mai întâi un sol care va pregăti calea. Maleahie capitolul 3, versetul 1 spune: iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templu cine? Domnul pe care îl căutați. Solul, legământul pe care îl doriți, iată că vine, zice Domnul oștirilor. Tot așa și în ultimele versete din capitolul 4, ultimele versete din această carte, cartea și întreg Vechiul Testament se încheie la propriu cu această promisiune. Iar apoi, după această promisiune, urmează 400 de ani de tăcere și în sfârșit această tăcere este întreruptă. Maleahie capitolul 4, versetul 5 și 6 spune: iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Cine vorbește aici? Vorbește Iahve, vorbește Dumnezeul nostru. Vorbește despre venirea sa, care va fi precedată mai întâi de venirea unui om care va fi cel proroc Ilie. Adevărul este că mai târziu, dacă nu ne este clar din start în această evanghelie cine este, sau din această prorocie, cine este acest proroc Ilie, Domnul Iisus însuși ne-a clarificat foarte bine acest lucru. În Matei capitolul 11, versetul 14, Matei consemnează cuvintele Domnului Iisus vorbind despre Ioan Botezătorul. Și dacă vreți să înțelegeți, el, adică Ioan Botezătorul, este Ilie care trebuia să vină.
Însuși Domnul Iisus ne-a vorbit despre aceasta și ne-a învățat despre faptul că Ilie, care trebuia să vină, este Ioan Botezătorul. Despre aceasta este acest anunț al îngerului. Despre aceasta este acesta este mesajul pe care el l-a lăsat lui Zaharia. Dumnezeu este în proces de a împlini promisiunea măreață, de a trimite un premergător care să pregătească calea pentru venirea Domnului. Nu doar anunțul îngerilor vorbesc despre aceasta, ne arată că aceasta este lucrul principal, esențial din acest capitol, ci chiar numele lor, numele lui Zaharia și al lui Elisaveta, ne vorbesc despre același lucru. Pentru că numele Zaharia și Elisaveta înseamnă acest lucru. Imaginați-vă că sunteți evreu și cunoașteți ebraică. Și puteți deosebiți să înțelegeți foarte bine această lume și această limbă. Imaginați-vă că faceți cunoștință cu acest cuplu înaintat în vârstă. Și dacă ați face cunoștință cu acest cuplu, persoana care vi-ar prezenta v-ar spune ceva de genul acesta. Faceți cunoștință cu acest domn al cărui nume este Dumnezeu își amintește sau Dumnezeu ține minte. Asta însemna numele lui Zaharia. Și alături de el este Doamna cu numele Promisiunea lui Dumnezeu. Elisaveta înseamnă Promisiunea lui Dumnezeu. Ai în fața ta un cuplu ales de Dumnezeu pentru a-și duce la îndeplinire promisiunile sale. Cuplu care prin însăși numele lor aveau întipărită în însăși numele lor acest adevăr. Domnul își amintește sau Domnul ține minte. Ce ține minte? Promisiunile sale, promisiunea sa. Iată ceea ce ne prezintă acest text din Luca. Acum ar fi un moment potrivit, să ne adresăm întrebarea, de ce Luca totuși începe în felul acesta? El tocmai a scris că vrea să întărească credința, să ofere o temenicie, o încredere mai mare lui Teofil cu privire la lucrurile acestea despre care a fost învățat. Și ne punem întrebarea, în ce mod această relatare, ceea ce s-a întâmplat aici în viața lui Zaharia, cum acest lucru trebuia să întărească credința lui Teofil și credința noastră? Răspunsul este că această întărire a credinței noastre vine tocmai prin realizarea faptului că Dumnezeu împlinește promisiunile sale. Dumnezeu este un Dumnezeu credincios care a făcut promisiuni și de care se va ține întotdeauna. Promisiuni pe care le-am văzut împreună în cartea Maleahii și promisiuni pe care le vom cerceta mai în detaliu cu privire la Domnul Iisus în următoarele porțiuni din acest capitol. Aceasta este marea mișcare pe care o face Dumnezeu în acest pasaj. Dumnezeu face încă un pas, este cu încă un pas mai aproape de împlinirea acelei promisiuni că însuși Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, are să vină pe acest pământ și are să locuiască în mijlocul poporului său. El va face lucrul acesta nu doar de dragul de a ne face o vizită, ci va veni pe acest pământ cu scopul ca să moară pentru păcatele tuturor acelor care își vor pune încrederea în el pentru salvarea lor. Iar acest pas uriaș în istoria răscumpărării a lui Dumnezeu, acest pas este întâmpinat cu necredință din partea lui Zaharia. Ori lucrul acesta, această tristă realitate, am spune paradoxală realitate, ne învață că poți fi tu de origine, dintr-o familie credincioasă, chiar din familie de slujitori, cum erau acești doi oameni, da? Erau din familie de preoți. Poți să ai nume de credincios, Zaharia, Dumnezeu își amintește. Poți avea soție credincioasă, să umbli, să trăiți, ambii împreună să umblați, să trăiți temători de Dumnezeu. Poți fi chiar în slujire, cum a fost Zaharia. Slujea Domnului, am văzut în versetul 8. Și chiar poți fi și un om al rugăciunii, un om care se roagă, nu doar atunci când este cerut de slujire, ci un om care are viața lui presărată cu rugăciune. Și totuși, toate aceste lucruri nu te fac imun la pericolul necredinței. Acum, s-ar putea ca, din punct de vedere uman, când privim la relatarea aceasta, să zicem, măi, putem înțelege, cred că toți putem înțelege scepticismul lui Zaharia. Nu cred că este vreo unul dintre noi aici care în circumstanțele acelea ar fi arătat credință decât dacă Dumnezeu nu i-ar fi dat un har supranatural în momentul acela. Nu cred că vreunul dintre noi ar fi în stare să fi fost mai bun într-o situație ca aceasta. Și totuși, vreau să observați un detaliu important.
această necredință este condamnată. Păcatul lui îi se spune direct și clar pe nume. Și acest păcat este pedepsit chiar de Dumnezeu. Lucrul acesta, faptul că Dumnezeu înțelege, noi înțelegem și Dumnezeu înțelege și totuși Dumnezeu spune păcatului pe nume. Lucrul acesta trebuie să fie o lecție foarte puternică, mai ales pentru cei dintre noi care avem poate tendința ca să fim mai înțelegători cu oamenii, să fim mai îngăduitori. Nu spun că nu trebuie să facem lucrul acesta, trebuie. Dar totuși, trebuie să spunem lucrurilor pe nume și păcatul trebuie numit păcat atunci când Dumnezeu numește lucrul acela păcat. Uneori noi s-ar putea să vrem să fim mai buni chiar decât Dumnezeu, să diminuăm cumva gravitatea păcatului în ochii lui Dumnezeu și să apelăm poate la tot felul de circumstanțe atenuante. Să zicem, el păcătuiește. Știm, fără credință este cu neputință să fim plăcuți la Dumnezeu. El păcătuiește. Dar totuși, este în vârstă. Dar totuși, uite circumstanțele în care el trăiește. Uite, da, promisiunile acestea nu s-au împlinit de atâta timp. Uite la starea naturală. Nu pot concepe copii. Să zici, da, el păcătuiește, dar îl putem înțelege cu toții. Și totuși, păcatul este păcat, iar Dumnezeu se raportează la acesta ca atare. Pe copiii săi, Dumnezeu îi disciplinează ca un tată iubitor atunci când el consideră că este necesar. Și anume lucrul acesta se întâmplă și în acest pasaj. De aceea noi nu trebuie să ne mirăm când aceste lucruri se întâmplă în viața copiilor lui Dumnezeu. Ba chiar pedepsirea aceasta a păcatului nostru poate avea și de foarte multe ori are un efect benefic asupra chiar a celorlalți oameni care sunt în jurul nostru. Observați, când Dumnezeu este la lucru în viața noastră și ne disciplinează pentru păcatele noastre, de multe ori tocmai acest fapt devine dovada faptului că Dumnezeu este prezent în viața noastră, că El lucrează în viața noastră, că avem o relație de tată-fiu cu Dumnezeu. Această relație strânsă cu Dumnezeu, această lucrare a lui Dumnezeu personal în viața lui Zaharia devine evidentă în versetul 21 pentru norodul care l-a așteptat pe Zaharia afară. Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mirea de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și ce s-a întâmplat atunci? Au înțeles că avusese o vedenie în templu. Însă această pedepsire a păcatului, necredinței în viața lui Zaharia trebuie să fie și un semn puternic de alarmă pentru cei dintre noi care, dacă sunt oameni dintre noi care se confruntă cu necredință atunci când vine momentul să creadă mesajul Evangheliei. Această pedepsire a lui Zaharia, a necredinței lui, este doar o umbră a pedepsei mai mari de care vor avea parte cei care nu cred vestea bună, adevărata veste bună despre Domnul Iisus. Veste care a fost adusă de Fiul Său, de Domnul nostru Iisus Hristos. Gândiți-vă pentru o clipă, dacă necredința în această veste bună, care îngerul i-o spune lui Zaharia în versetul 19, veste care a vorbit despre Fiul Său, despre Ioan, dacă necredința în această veste bună a adus după sine o asemenea pedeapsă, cu cât mai mare oare va fi pedeapsa pentru toți cei ce răspund cu necredință la vestea bună despre celălalt fiu? Despre Fiul Mariei, despre Fiul lui Dumnezeu, despre Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat care vine pe pământul acesta să locuiască și să moară până la urmă pentru noi. Însuși cuvintele lui Ioan Botezătorul sunt consemnate de Apostolul Ioan în Ioan capitolul 3, unde spune: cine crede în Fiul are viață veșnică. Acesta este răspunsul, acesta este rezultatul credinței. Dar cine nu crede, cine răspunde cu necredință la mesajul Evangheliei, cine nu crede în Fiul, nu va vedea viață, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. În cazul lui Zaharia, această pedeapsă a fost una temporară. Însă în cazul celor care resping cu necredință vestea bună despre Domnul Iisus Hristos, pedeapsa este una eternă. Și lucrul acesta ar trebui să ne zguduie. Observați că Dumnezeu condamnă acest păcat și Dumnezeu numește lucrurile așa cum ele sunt. De aceea dați-mi voie pentru clipă să mă întorc la păcatul, la cazul lui Zaharia și să observăm câteva lucruri. Zaharia, în calitate de preot, el trebuia să cunoască foarte bine
Că pentru Dumnezeu nici vârsta, nici infertilitatea nu sunt obstacole. Orice copil din poporul lui Dumnezeu, orice om care cunoaște Scriptura, știe foarte bine despre cazul lui Avram și Sara, despre Isaac și Rebecca, despre Iacov și Rahela și despre multe alte familii care au fost consemnate pe paginile Vechiului Testament ca fiind familii ce nu puteau concepe copii. Gândiți-vă, Avram, Isaac și Iacov, da, patriarhi, mari patriarhi, toți trei s-au confruntat cu această problemă. Iar Avram specific și cu problema vârstei, înaintării în vârstă. La fel și astăzi sunt multe familii care se roagă și nu reușesc să conceapă un copil decât după 5, 10, 15 ani. Dumnezeu răspunde la rugăciune în felul său, în timpul său. Zaharia trebuia să cunoască mai bine. Zaharia trebuia să știe foarte bine și un alt lucru. Că această întâlnire providențială cu un mesager al lui Dumnezeu nu era ceva la întâmplare. De aceea nici tu astăzi nu asculți acest mesaj la întâmplare. Nu la întâmplare urechile tale au ajuns să asculte această veste despre moartea Domnului Iisus Hristos pentru păcatele tuturor celor care vor crede în El. Dumnezeu și pentru tine a aranjat providențial lucrurile în viața ta, așa încât să auzi chemarea Lui la pocăință, așa încât să fii chemat să crezi această veste. De aceea nu răspunde nici tu cu necredință, ci primește cu credință vestea bună din partea mesagerului lui Dumnezeu. Zaharia trebuia să știe foarte bine că nimic nu era la întâmplare și tu trebuie să știi foarte bine lucrul acesta. Apoi, Zaharia trebuia să observe din cuvintele îngerului, și asta, la asta vreau să vă atrag atenția în continuare. El trebuia să observe din aceste cuvinte că promisiunea aceasta nu îl are în vedere doar pe el și pe soția sa, ci Dumnezeu în clipa aceea, în această promisiune, făcea ceva mult mai măreț. Ceva ce depășește orizontul acestei familii. Zaharia, da, aceasta este despre tine. Pentru tine, copilul acesta va fi o pricină de bucurie și de veselie, versetul 14. Dar nu doar familia ta este avută în vizor aici. Dumnezeu anunță ceva mult mai mare. Zaharia, vine Mesia. Iar fiul tău va pregăti poporul pentru venirea lui. Și adevărul este că ni se întâmplă și nouă, nu e așa că Dumnezeu să ne vorbească din Scripturi, să ne dea anumite porunci sau să ne facă anumite promisiuni și totuși noi să ne blocăm de multe ori la dimensiunea aceasta personală și să zicem, măi, eu nu pot, eu nu știu, eu nu înțeleg sau eu nu voi putea niciodată. Eu nu sunt cum ar trebui sau cum ar fi potrivit ca aceste lucruri să se întâmple. Și avem nevoie și noi astăzi să ne deschidem larg ochii și să înțelegem că ceea ce este în joc atunci când Dumnezeu vorbește poporului său nu este doar viața și trăirea poporului, ci este în joc însă și slava lui Dumnezeu. Dumnezeu face ceva mai mult decât ceea ce privește pur și simplu doar viața noastră. Atunci când Dumnezeu promite ceva sau când poruncește ceva, chiar până la detalii, precum, gândiți-vă, precum cum era numele care trebuia pus lui Ioan. Din toate acestea, Dumnezeu urmărește până la urmă slava sa. Numele acesta al lui Ioan, m-am uitat să văd și acesta. Oare ce înseamnă numele acesta? Numele acesta Ioan, care a fost poruncit lui Zaharia să-l aleagă pentru fiul său, nu înseamnă altceva decât Dumnezeu este milos. Iată că până și acest detaliu mic, până și în acesta, vedem că Dumnezeu urmărește prezentarea gloriei sale, a atributelor sale, a slavei sale. Nu este vorba doar despre Zaharia. Da, este despre el, dar nu este doar despre el. Este vorba despre copiii lui Dumnezeu, dar nu doar despre aceasta. Dumnezeu urmărește slava sa, arătarea atributelor sale. Dumnezeu care este un Dumnezeu plin de milă, care întotdeauna își ține promisiunilor. El este prezentat în acest text. Despre asta ne învață acest pasaj. Și vreau să vedem în final și deznodământul acestei situații. Cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem că se împlinește întotdeauna și întotdeauna se împlinește cu exactitate. Împlinirea aceasta a cuvântului lui Dumnezeu o vedem nu doar în versetul 24, la plecarea lui Zaharia de la templu, când ni se spune că
Elisaveta a rămas însărcinată, nu doar în aceasta se vede împlinirea lui Dumnezeu, și nici doar în faptul că, în versetul 57, că a născut cu bine un copil, ci chiar până în cel mai mic detaliu se împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați-vă cu atenție, când a recăpătat Zaharia vorbirea sa? A căpătat-o când s-a născut Ioan? Promisiunea s-a împlinit. A fost născut Ioan. Nu. Uitați-vă mai atent. Trecuse o săptămână de la nașterea lui Ioan și Zaharia încă era mut. De ce? Pentru că mai era un detaliu care trebuia să se împlinească cu exactitate. Detaliul pe care Domnul îl spusese lui Zaharia prin îngerul Gavril, când i-a vorbit atunci în templu. Și care era acest detaliu? Era numele copilului. Numele acestui copil trebuia să se împlinească și el. Versetul 57 ne spune: Elisaveta i s-a împlinit vremea să nască, a născut un fiu, vecinii și rudele au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea, așa și trebuie să ne bucurăm când Dumnezeu dăruiește viață. Însă în versetul 59 ne spune: în ziua a opta au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. Versetul 62. Și au început să facă semne tatălui său ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Motiv pentru care, deci aceste semne care le făceau tatălui, este motivul pentru care unii comentatori spun că Zaharia a fost lovit nu doar cu muțenie, ci a fost făcut și inapt să audă, incapabil să audă. De asta îi făceau semne. Poate este așa, poate nu este așa, nu știu. Dar cu siguranță că eliberarea de această pedeapsă vine în 64, în clipa aceea. Când el a luat, Zaharia a cerut o tabliță și a scris, și a, zicând, numele lui este Ioan. Adică Dumnezeu e milos. Și când a spus lucrul acesta, toți oamenii s-au minunat. În clipa aceea i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba. Și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu se va împlini cu exactitate. Toate promisiunile lui se vor împlini cu exactitate. Nu va rămâne niciuna care să nu fie împlinită exact așa cum Dumnezeu a spus-o. Iar atunci când vedem împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, răspunsul nostru trebuie să fie același răspuns de care a dat dovadă Zaharia. El vorbea și binecuvânta pe Domnul. Am privit astăzi la păcatul acesta al necredinței, și dacă Domnul ți-a vorbit astăzi și ai auzit chemarea Lui la pocăință și credință în mesajul Evangheliei, în vestea bună că Domnul Iisus Hristos a venit ca să plătească pentru păcatele tale. Dacă ai auzit această veste, nu respinge acest mesaj cu necredință. Răspunde așa cum trebuie, cu credință și pocăință. Iar pentru cei dintre noi care am făcut acest pas de mult timp în urmă, pentru cei dintre noi care ne-am pocăit și ne-am pus toată nădejdea noastră în jertfa Domnului Iisus Hristos pentru păcatele noastre, fie ca lucrarea lui Dumnezeu din viața lui Zaharia, la care am privit în acest text, să fie pentru noi o amintire a faptului că Dumnezeu întotdeauna își ține promisiunile. Așa încât ori de câte ori am fi tentat să nu crezi cuvântul lui, credința ta să fie întărită prin ceea ce ai văzut și astăzi. Amin.